Nesfârșita liturghie, veșmintea liturgice din colecțiile județului Alba, este numele unei noi expoziții ce va putea fi admirată la Sala Unirii din Alba Iulia. Vernisajul va avea loc joi 27 martie. Cu această ocazie vor fi expuse vechi veșminte de liturghie folosite în timpul serviciului religios, momentan păstrate cu grijă în diferite colecții din județul Alba. Astfel, pluviale, dalmatice și casule, purtate de slujitorii cultului romano-catolic alături de stihare, feloane și epitrahile folosite de slujitorii religioși ai comunității românești ortodoxe și greco-catolice, vor putea fi admirate în Sala Unirii din Alba Iulia. Dintre acestea se remarcă o dalmatică din secolul al XVIII-lea, aparținând Arhiepiscopiei romano-catolice din Alba Iulia, dar și două dintre veșmintele liturgice purtate la Alba Iulia cu ocazia încoronării de la 15 octombrie 1922, ambele aparținând Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Expoziția va fi găzduită de Sala Unirii în perioada 27 martie-30 aprilie 2014, intrarea fiind liberă.